Runda cu numărul 20 a fost nefastă pentru juniorii republicani de la ASFC Frontiera Drobeta. Ambele grupe au pierdut partidele susținute în deplasare pe terenul celor de la liceul cu program sportiv Banatul Timișoara. Dacă la juniorii A era previzibilă înfrângerea, se puneau mari speranțe într-un rezultat pozitiv la cealaltă grupă. Oltenii reușiseră în sezonul de primăvară 2 victorii și 2 egaluri, cu care au intrat în cărți pentru podiumul seriei A5-a. Bănățenii însă le-au stricat seria de rezultate pozitive, învingându-i cu 5-1. O etapă nefastă, din păcate, pentru ASFC Frontiera Drobeta. Am fost învinși la ambele grupe, atât la junior A cât și la junior B. Din păcate, la grupa juniorilor B, unde speram să ne întoarcem cel puțin cu un punct de acolo, nu am reușit acest lucru. A fost un meci echilibrat, pot spune eu, până în minutul 65, când gazdele s-au desprins, s-au înscris golul 2. Moment în care echipa noastră a căzut din punct de vedere psihic, după părerea noastră, nu am reușit să-i redresăm și scorul a decurs în avantajul gazdelor. Repet, a fost un joc bun până în acel minut, pentru că la un moment dat scorul pe tabela de marcaj în minutul 47 era 1-1. Am avut în acel moment 2 ocazii pe care, dacă le transformam, cu siguranță soarta meciului era alta. Juniorii B de la ASFC Frontiera Drobeta se vor deplasa vineri din nou în capitala Banatului. De această dată vor întâlni centrul de excelență Timișoara, liderul seriei. Cealaltă grupă va sta în cadrul etapei a 21-a. În urmă cu câteva zile, la Poiana Brașov, au avut loc Cupa României la judo rezervată seniorilor și Campionatul Național de Neoaza, întreceri la care au participat cele mai bune cluburi din țară. Sportivii legitimați la CSM Drobeta și pregătiți de antrenorii Gicu Vasilan și Lănasterea au avut din nou o comportare meritorie. În cele 2 zile de întreceri, severinenii au reușit să câștige 2 medalii la cele 2 întreceri. La Poiana Brașov, într-o locație splendidă, puțin neobișnuită cadrului în care se organiza de obicei o competiție de judo, s-a desfășurat campionatul național de luptă la sol Neoaza, cum vorbim noi în limba japoneză, și Cupa României la senior. Clubul Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin a avut în competiție 4 sportivi și s-a întors acasă cu 2 medalii. Este vorba despre Stan Maria Alexandra, care a reușit dubla clasare pe locul 2, deci dublă medalie de argint și la Cupa României și la Campionatul Național de Neoaza. Pe lângă rezultatele sportivei, San Maria Alexandra, au mai participat și Vasilan Dorin, Burcă Liviu și Vâlvoianda, care s-au oprit la locul 7 de data aceasta, suferind o accidentare la umăr. La Poiana Brașov au luptat pe tatami 250 de sportivi. Pentru judoca severineni urmează finala Under-14 de la Miercurea Ciuc, acolo de unde antrenorii așteaptă o medalie.